Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Realitatea la zi. Continuăm seria emisiunilor din săptămâna aceasta cu o nouă emisiune despre drepturile și libertățile religioase și titlul din seara aceasta l-am inspirat din activitatea invitatului nostru, care este atât un slujitor al Evangheliei într-o biserică din Republica Moldova, dar și un om implicat în viața politică. Tema pe care o tratăm este aceeași în vremuri de criză. Nu uităm de condițiile în care ne aflăm și anume despre epidemie de COVID-19, condiții care ne situează într-o stare cu care nu ne-am mai întâlnit și pe care încercăm să o învățăm și mai mult să o ducem mai departe împreună cu familiile noastre, cu prietenii noștri și să ne protejăm cât mai mult. Înainte de a prezenta invitatul nostru care ne așteaptă pe celălalt fir, aș vrea să vă spun câteva lucruri despre săptămâna aceasta. Prodoces Media împreună cu Comitetul de Redacție a hotărât ca săptămâna aceasta să se dedice mai mult diasporei, mai mult locuitorilor din români din alte țări și în special din zona Republicii Moldova, a Italiei, a Spaniei, a Marii Britanii, acolo unde conaționalii noștri trăiesc și își duc viața așa cum pot, în aceleași condiții ca și noi. Știu că sunt vremuri dificile pentru fiecare, atât pentru noi în țară, cât și pentru ei. Știu că diaspora românească este foarte mult blamată în zilele acestea, dar să știți că printre ei sunt și foarte mulți oameni care s-au dus să muncească, care s-au dus să își facă un rost în viață și mai mult cei care de-a lungul timpului au trimis și au contribuit la bunăstarea României cu diverse sume de bani și au îngrijit părinții, copiii și tot așa. Pentru ei, săptămâna aceasta, vom dedica mai multe emisiuni care vom avea ca invitat diverse personaje din diverse, să spunem, industrii, din diverse părți ale economiei, inclusiv slujitori ai bisericii, mai multe persoane care trăiesc și fac ceva acolo unde sunt, în diaspora. Dacă vă spuneam că astăzi vorbim despre demnitate umană în vremurile de criză, nu știu dacă putem spune că Republica Moldova face parte din diaspora, ci mai degrabă spune că este parte a României mari, este parte a țării noastre și acolo trăiesc români. De aceea, în seara aceasta, invitatul care ne este alături, îl vom prezenta ca și român, nu ca un român care trăiește în sănătate, un om care, deși a călătorit foarte mult, s-a ocupat cu diverse lucruri, atât în zona pastorală cât și în zona politică, a luptat foarte mult pentru drepturile noastre ca și creștini și, în special, ale românilor. Stimați prieteni, dați-mi voie să-l prezint pe pastorul și ex-vicepreședintele Parlamentului din Republica Moldova, domnul Valeriu Ghilețchi. Bine ați venit la noi în emisiune! Bine v-am găsit și bună seara tuturor care ne urmăresc! E o bucurie pentru mine să vă am în studio, să știți că sunteți prima persoană din afara României care intră în direct. Am spus asta în afara României, deși am spus la început că nu vă tratez ca diaspora, dumneavoastră sunteți români ca și noi, numai că sunteți puțin dincolo de Prut și știu că simțiți cu noi și asta ne bucură. Ați luptat pentru drepturile românilor și indiferent de locația unde se află și mai mult pentru drepturile creștinilor de-a lungul timpului, pentru dreptul la viață și la drepturile religioase. Aș vrea să vă spun câteva lucruri despre invitatul nostru. Este un om foarte deosebit și aș vrea să vă spun doar cuvântul de căpătit pe care îl are în fiecare zi. Domnul Valeriu Ghilețchi spune despre sine următorul lucru, ca și moto: că sunt în lume, sunt lumina lumii. Astăzi versetul inspirat din Evanghelia după Ioan, capitolul 9, versetul 5. Iar activitatea lui, dumnealui, foarte bogată, atât în zona eclesiastică, dar mai mult în zona politică și a drepturilor omului, i-a conferit o experiență bogată în ceea ce privește drepturile și libertățile religioase. Aș vrea să enumăr doar câteva și apoi dumneavoastră ne veți spune puțin mai multe. În calitate de membru al
adunării parlamentare a Consiliului Europei. Și fac o mică paranteză, încă pentru noi și pentru cei din România, deși suntem membri ai Uniunii Europene, încă există o confuzie a instituțiilor care se află la Bruxelles. Și dumneavoastră știți asta. E greu de a face diferența între adunarea parlamentară, între Uniunea Europeană, Consiliul Europei. E o confuzie de termeni și poate o să ne explicați dumneavoastră în câteva cuvinte. Dar în calitate de membru al adunării parlamentare a Consiliului Europei, v-ați ocupat în mod deosebit de câteva proiecte, atât ca coraportor, câteodată, sau chiar raportor, și vreau să le enumăr. În primul rând, în 2015, de exemplu, ați lucrat la un proiect care s-a numit Combaterea intoleranței și discriminării creștinilor în Europa. Și o să discutăm în seara aceasta despre acest pericol, dacă mai există și ce înseamnă discriminare și intoleranță a creștinilor în Europa. Un alt proiect la care ați lucrat este ultrasexualizarea copiilor, tot așa, în cadrul adunării parlamentare. Nu mai vorbesc despre un alt proiect pe care știu că l-ați blocat, a fost cel legat de surogat, despre traficul maternității, și aici ați colaborat foarte bine cu deputatul Benoni Ardelean, cu care știu că sunteți bun prieten și a fost un mare succes la vremea respectivă. Și de asemenea, un caz foarte cunoscut pentru noi toți, pentru românii din toată lumea și la care am luptat din răsputeri și mulțumim lui Dumnezeu că am reușit, a fost cazul Bonariu. Și aici ați avut rolul de raportor, după câte știu eu. Bun, asta a fost o scurtă prezentare. În primul rând, așa, haideți să o luăm încet și ajungem și la ceea ce înseamnă demnitate. Aș vrea să vă întreb ce faceți și cum sunteți acum în zilele acestea de izolare? Cum e acasă? În zilele acestea, ca și majoritatea dintre noi, stau acasă, stau împreună cu familia, noi locuim împreună cu fiica noastră, regindele și doi nepoți, unul are 8 ani, altul are 10 luni, de grabă va împlini un an de zile. E un timp așa mai inedit, adică diferit de modul cum îmi petreceam timpul până acum, eram destul de activ. Rar aveam să stau acasă, călătoream, dacă eram pe loc, eram fie la Parlament, fie la biserică, fie undeva în țară. Dar în zilele acestea ne-am oprit cu toții, adică am luat așa o pauză, urmăresc, continuu să fiu activ în spațiul virtual ca și majoritatea dintre noi. Duminica cealaltă am predicat pentru biserică de la Bălț prin Skype. Duminica aceasta am predicat în biserica noastră online, adică duminicile de asemenea sunt activ, având accesul la sursele acestea tehnologice pentru a transmite cuvântul lui Dumnezeu, dar parcursul săptămânii, repet, stau mai mult acasă, am încercat să fac câteva scurte meditații, video pe care le plasez pe YouTube, pe pagina mea de Facebook, urmăresc care sunt în mare problemele care oamenii se confruntă. Vreau să fiu o voce de încurajare, o voce care oferă speranță. Sunt prea multe voci pesimiste, prea multe voci care răspândesc frică, răspândesc incertitudine. Eu cred că atunci când îl ai pe Domnul în inima ta, chiar dacă nu știi ce aduce ziua de mâine, poți fi plin de credință și speranță. Și așa cum ați menționat, într-adevăr, văzând cum negura aceasta, văzând cât întuneric este în jur, e nevoie de lumină. Și încerc să-mi împlinesc acea vocație pe care cred că fiecare avem din partea lui Dumnezeu să fim, cât suntem în lume, să fim lumina lumii. Așa este și motoul Prodoces Media este acesta, fiți lumină, și chiar în perioada acestor sărbători de înviere, motoul pe care îl vom împărți cu prietenii noștri va fi împărțiți lumină. Exact ceea frumos ce spune motto. Împărțiți lumină. Sunt lumină și apoi împart lumina. Ne dorim ca fiecare dintre noi să fie un creștin care împarte lumina mai departe. Nu o ținem doar pentru noi, ci suntem datori să o dăm și mai departe celor din jurul nostru. Bun. Deși ca și în Republica Moldova, și în Chișinău, ca și în România,
se vede o stare de agitație, de neliniște, de teamă. Simțiți lucrul acesta, nu? Sigur, suntem parte, ca să zic, acestei lume, mai cu seamă suntem alături unii de alții, am în vedere Republica Moldova, România, trecem prin probleme similare, ați vorbit despre diaspora noastră, avem și noi mulți concetățeni de-ai noștri care se află peste hotare, doresc să revină acasă. Adică problemele, în cea mai mare parte, sunt comune, atât la Chișinău, cât și dincolo de Prut, dar totodată, așa cum menționam, încercăm cu ajutorul lui Dumnezeu să trecem cu bine și să fim acea lumină și mărturie în aceste zile. Bun, vă mulțumim pentru vești și mă bucur că sunteți optimiști și deja ne-ați încurajat și pe noi de aici. Aș vrea să mergem înspre tema emisiunii și anume despre demnitatea umană în condițiile acestei crize, care, bineînțeles, se pot aplica la orice criză. Ca un cunoscător al drepturilor și libertăților religioase, ca un om care a luptat de-a lungul activității dumneavoastră la Bruxelles pentru dreptul de a se naște un copil, de la, spunem noi, de la concepție până la moarte naturală, exact ăsta este, să spunem, cuvântul central care vă poate sumariza într-o singură propoziție ceea ce ați făcut dumneavoastră în activitatea dumneavoastră la Bruxelles. Cum vedeți situația de astăzi în condițiile acestea? Și vă dau doar câteva exemple. Le luăm pe rând. În primul rând, suntem restrânși în a ne mișca de la un loc la altul. Deci, practic, autoritățile ne-au suprimat libertatea de mișcare. 2. A spus mai devreme că ați început să predicați online datorită faptului că nu mai puteți merge la biserică împreună cu enoriașii. Deci, libertatea de a ne strânge la oaltă într-o biserică, într-o clădire destinată închinării, nu mai este posibilă. Un alt lucru. Suntem limitați în a comunica vești rele. Nu știu dacă în Republica Moldova, sau hai să spunem chiar știri false, vreau să fiu mai specific. Știți că internetul și în general, mass media este plină de tot felul de știri cât mai dezastruoase, cât mai rele, cât mai umflate, astfel încât să producă senzație și să aibă, să spunem, cât mai multe accesări. Și de aici se nasc foarte multe vești rele, sau spunem noi, informații false, doar ca să producă niște efecte de panică. Și, într-adevăr, panică există și aici și în alte țări din lumea aceasta unde există această epidemie. Cu alte cuvinte, am spune că, într-un mod, voala ni se limitează și dreptul la exprimare. Deci, practic, chiar dacă aș vrea să spun ceva, trebuie să mă autocenzurez, pentru că s-ar putea să fie interpretat ca fake news. Deci, practic, sunt niște libertăți pe care le-am avut cu ceva vreme înainte și acum ne sunt suprimate. Există destule voci în mediul creștinesc, ca spune, eclezial chiar în anumite medii, care mi se spune că, domnilor, fiți pregătiți, a început prigoana. Dumneavoastră, ca slujitor al lui Dumnezeu și ca un om care cunoaște ce înseamnă demnitatea și dreptul la viață, care știe ce înseamnă drepturile omului, care știe ce înseamnă prigoana, că și dumneavoastră ați trăit în vremurile comuniste și știți despre ce e vorba, mai ales cu siguranță aveți multe experiențe ca pastor de la cei mai bătâni și care au trecut, într-adevăr, prin prigoană. Punând toate acestea la un loc, ce ne puteți spune despre situația aceasta? A început prigoana sau nu a început prigoana? Bun, haideți să încep cu anumite precizări. Dumneavoastră ați menționat la început acest lucru. Sediul adunării parlamentare a Consiliului Europei este la Strasburg, nu la Bruxelles. Consiliul Europei și are sediul la Strasburg. Noi în Europa avem două instituții pan-europene, este Parlamentul European și este adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Parlamentul European este reprezentat sau reprezintă cele 27 de țări, pentru că Marea Britanie deja a plecat, iar în Consiliul Europei sunt 47 de țări.
Republica Moldova, spre exemplu, nu este membru a Uniunii Europene, dar este membru a Consiliului Europei. Toate țările membre ale Uniunii Europene sunt și membre ale Consiliului Europei. Acum, un alt lucru care de asemenea uneori creează confuzie este Consiliul European. Noi avem Consiliul Europei și avem Consiliul European. Consiliul European este un organ al Uniunii Europene, un organ din care fac parte liderii țărilor europene, membri ale Uniunii Europene. Nu știu dacă am explicat prea mult să nu creez prea multă confuzie. Adică nu, este ok. Da, ceea ce voi relata eu este mai mult din perspectiva Consiliului Europei, care întrunește astăzi 47 de țări, inclusiv țări cum este Federația Rusă, fostele republici ale URSS, adică o bună parte din ele, și alte țări care astăzi nu sunt membre ale Uniunii Europene. Legat de libertăți, sigur, noi avem Convenția Europeană a Drepturilor Omului și în baza acestei convenții avem și Curtea Europeană a Drepturilor Omului la Strasburg. Convenția Europeană ea descrie libertățile fundamentale pe care le avem și practic nu poți fi stat membru al Consiliului Europei dacă nu ai ratificat Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Conform acestei convenții, dreptul absolut, adică există un singur drept absolut, este dreptul la viață. Celelalte drepturi, ele pot fi restrânse. Dreptul la exprimare, dreptul la libertatea religioasă, alte drepturi sociale, adică toate drepturile politice, ele pot fi restrânse dacă lucrul acesta cere realitatea, adică împrejurările, dar evident că aceste restrângeri trebuie să se facă pe baza actelor legislative, adică în baza legii. Nu poate cineva în mod arbitrar să restrângă anumite drepturi. Legat de faptul că astăzi sunt restrânse anumite drepturi, este adevărat, dar eu cred că realitatea justifică restrângerea parțială a drepturilor fundamentale pe care noi le avem, dreptul la a ne deplasa, adică dreptul la circulație, așa cum a spus, dreptul la întrunire, serviciul de închinare, el presupune dreptul la întrunire, adică noi am avea dreptul să ne întrunim, dar iată că în această situație de urgență, situații excepționale, acest drept este restrâns. Evident, restrângerea lui, cel puțin astăzi, și cred, sper că așa va fi, este temporar. Adică nu vorbim despre anularea dreptului la întruniri. Eu cred că mai spre vară totuși vom putea reveni în biserici, în lăcașele de cult, ne vom putea închina împreună, dar astăzi aceste drepturi sunt restrânse. Eu nu le-aș califica ca și prigoană. Nu văd, cel puțin astăzi, temeiul pentru a face aceste afirmații. Am văzut anumite interpretări, alții le dau și așa o dimensiune apocaliptică, spunând că deja venirea Domnului este aproape, în cazul cel mare. Eu cred că toate aceste interpretări nu și-au rost, nu au temeiul în Sfânta Scriptură. Zilele acestea deseori am citat ce spunea Apostolul Pavel Bisericii din Tesalonic, în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, începând cu versetul 1 și apoi 2, în care zicea că în ce privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă, el zicea să nu vă lăsați așa de ușor clătinați în mintea voastră și tulburați în Duh sau de vreo epistolă care ar fi venit de la noi. Adică noi totdeauna trebuie să fim prudenți, pentru că au mai fost situații complicate în istorie, au fost diferite, au fost războaie, au fost epidemii, au fost cutremure de pământ, tsunami, adică au fost mai multe lucruri care, într-un fel sau altul, sigur ne îndreaptă privirea spre Dumnezeu, dar eu cred că ar fi greșit să echivalăm, să egalăm aceste evenimente deja cu sfârșitul și cu faptul că gata, noi intrăm în perioada sfârșitului. Până la urmă, atitudinea unui creștin, ea trebuie să fie totdeauna gata.
Adică nu contează că avem epidemie, nu avem epidemie. Un om al lui Dumnezeu trebuie să fie gata în orice moment să zică Maranata, Domnul vine. Nu trebuie evenimentele exterioare să mă determine pe mine să fiu mai mult gata sau mai puțin gata. Asta trebuie să fie realitatea. Adică, pentru că chiar dacă am ști, deși Iisus spune foarte clar că nimeni nu știe nici ziua, nici ceasul, chiar dacă admitem că am ști, uitați-vă, peste o lună de zile vine sfârșitul. S-ar putea până mâine să nu rămân în viață, să plec în veșnicie. Deci faptul că eu trebuie să fiu într-o relație cu Domnul, o relație personală, o relație care să-mi dea mie acea speranță și siguranță a vieții veșnice, ea e un imperativ indiferent de ce se întâmplă astăzi în afară. Așa că, din punctul ăsta de vedere, eu sunt mai optimist. Eu nu văd, la ora actuală, cel puțin, nu neg, s-ar putea să ne confruntăm cu anumite restrângeri, cu anumite forme de prigoană. Nimeni nu știe ce va duce ziua de mâine. Dar astăzi eu nu accept transmiterea acestor mesaje pentru că ar fi un mesaj eronat. Ar fi un mesaj pe care noi, într-un sens, el nu corespunde realității. Noi avem dreptul să ne rugăm, să ne închinăm, să utilizăm tehnologiile care le avem. Sunt restrânse nu doar drepturile noastre de a ne întruni, sunt restrânse drepturile de întruniri propriu-zis la foarte multe categorii de persoane. Deci nu suntem vizați doar noi ca și biserică sau ca și creștini. Deci acestea fiind spuse, da, trebuie să recunoaștem dreptul la întruniri, dreptul la deplină, zic așa, exprimarea libertății noastre religioase, astăzi este restrâns. Legat de ce spuneați, eu nu am simțit, cel puțin în Republica Moldova, nu am simțit cenzură în acest sens. Dimpotrivă, chiar am observat că orice mesaj de gen pozitiv, mesaj de încurajare, el este apreciat, este salutat. Nu știu dacă ați sesizat lucrul acesta. Facebook-ul, dacă vrei să postezi ceva și vrei să zic așa, să sponsorizezi distribuirea acestei postări, el te anunță suplimentar că din cauza pandemiei s-ar putea să ia mai mult timp. De obicei, în cel mult 72 de ore, ei îți răspund da sau ba. Dar am postat zile trecute câteva videouri pe care le-am făcut, au trecut repede, nu am văzut nicio restrângere și toate cele trei video care le-am postat au dimensiunea aceasta creștină. Dar știu că ei au așa o abordare mai progresistă și eventual dacă vii cu anumite critici legate de anumite segmente, cum ar fi LGBT sau altele, s-ar putea să te trezești cu, să zic așa, cu anumite impedimente. Dar dacă vorbim despre mesajul nostru creștin, despre Evanghelia Domnului Iisus Hristos, nu am văzut aceste impedimente, deci ne bucurăm în continuare de multă libertate și ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu, de fapt, pentru libertate pe care o avem astăzi, inclusiv pentru această emisiune pe care o putem realiza împreună. Așa este, mulțumim și trebuie să profităm așa de timpul acesta. Ar trebui practic să ne obișnuim și să profităm cât mai mult, să ne utilizăm tehnologia pe care o avem la dispoziție și să facem ceea ce putem face cu ceea ce avem, nu cu ceea ce nu avem. Și mulțumim Dumnezeu că încă avem uneltele pentru a duce mai departe lumina de care vorbeam la începutul emisiunii. Ne întoarcem puțin la biserica dumneavoastră, Biserica Baptistă Iisus Salvatorul și la Enoria și la cei care dumneavoastră îi păstoriți. Cum, în afară de legătura pe care o aveți online, prin predici, prin mesaje, la nivel social, cu siguranță aveți și bătrâni în biserică și mai neputincioși, cum v-ați organizat în vremea aceasta? Pentru că sunt momente dificile și pentru procurarea hranei și al diferitelor medicamente. Ce ați făcut ca biserică în momentul ăsta? Nu, în primul rând revin iarăși la ceea ce ați menționat. Noi ne străduim să utilizăm tehnologiile pe care le avem astăzi pentru a comunica,
Avem un chat al bisericii pe Viber, în care postăm mesaje zilnic, sunt nevoi de rugăciune pe care le postăm acolo. Avem aceste transmisiuni online prin care predicăm. Avem de asemenea momentele de închinare și îndemnăm pe oameni să participăm în felul acesta la închinare. Din punct de vedere social, acum fiind în apropierea sărbătorilor de Paște, am luat o decizie. Noi făceam în fiecare an, anul acesta probabil va fi un pic mai diferit, ținând cont de împrejurările care ne aflăm, dar pregătim pachete alimentare pentru frații și surorile în vârstă din biserică, pentru cei care sunt acasă țintuiți de o boală. Deci vor fi pregătite aceste pachete alimentare și apoi le vom duce acasă la fiecare. E un proiect la care lucrăm acum și în săptămâna aceasta, săptămâna viitoare, săptămâna aceasta cred că vor fi făcute aceste colete, iar săptămâna viitoare aceste colete vor fi distribuite de către frații diaconi, de către voluntari din biserică care vor dori să participe la distribuirea acestor pachete alimentare. Acum, evident, când apare și o situație neprevăzută, comunicăm, fie prin telefon, dacă e nevoie de altceva, e nevoie de un ajutor, de intervenție pentru aduce pe cineva la spital sau altceva de acest gen. Suntem sensibili și în limita posibilităților pe care le avem, răspundem la nevoile pe care membrii bisericii le au. Bun. Vești foarte bune, mă bucur să le aud și în România facem același lucru. Bisericile s-au organizat, organizații creștine și nu numai, ba mai mult sunt în legătură cu autoritățile și ajută autoritățile, primăriile să facă acest serviciu de a aduce ajutoare, hrană și tot ce este nevoie pentru persoanele care nu se pot deplasa. În general, persoane bolnave, persoane care nu pot ieși din casă în vremea aceasta și asta este un lucru bun, un alt aspect al luminii care se răspândește în jurul nostru. Un lucru pe care îl avem tot așa ca și provocare în zilele acestea este relația noastră cu autoritățile. Cunoaștem cu toții cuvântul pe care Domnul Iisus l-a rostit și anume dați cezarului ce al cezarului. Dar de multe ori în viața aceasta știm cu toții, trecem prin provocarea aceasta de a fi mai ascultător sau mai puțin ascultător față de autorități atunci când nu ne convine. Știți, viteza când mergem cu mașina, restricțiile care le avem acum și altele, sunt multe, impozitele, termenele de plată și tot așa, sunt chestii pe care le suportăm și pe care Biblia ni le recomandă că trebuie să fie ascultate și trebuie să ne supunem acestor recomandări ale autorităților. Aș vrea să aud și părerea dumneavoastră, atât ca un om care a activat foarte mult în zona aceasta a conducerii la nivel european, cât și ca slujitor. Care ar trebui să fie relația noastră a creștinilor în special și a celorlalți cetățeni, dar în special a creștinilor cu autoritățile? Fie că ne convine, fie că nu ne convine. Cam ce credeți că ar trebui să facem? Ce ne recomandați în zilele acestea? Noi avem cuvântul lui Dumnezeu care doar ne îndeamnă, ne cere să ascultăm, să ne rugăm pentru cei care sunt în poziție de autoritate, sunt în dregătorii, ca Dumnezeu să ne binecuvânteze și pe noi cu o viață pașnică. Deci, noi, ca și creștini, suntem așa chemați să dăm dovadă de acest spirit civic. În mare parte, comunitatea creștină, în special comunitatea creștină evanghelică, totdeauna a fost o bună mărturie în această privință. Sigur, poți avea și anumite rezerve față de unele decizii pe care le ia guvernul, unele decizii de ordin legislativ luate uneori de Parlament sau decrete ale președintelui țării, dar vom
E bine dacă facem lucrul acesta, să-l facem totuși cu un spirit de respect și așa să venim cu o abordare care ar ajuta la soluționarea problemei care a apărut. În Republica Moldova, ca și în România și de fapt văd și în Statele Unite, acest lucru în multe țări, e greu să ajungi la o solidaritate de ordin politic. Solidaritatea așa pur umană parcă există, ținând cont de această pandemie, oamenii sunt înțelegători unii cu alții, dar când e vorba de autorități, politică continuă, în ciuda faptului că suntem în această pandemie. Urmăresc dezbaterile care au loc pe rețele de socializare, cât și în presă, și regret uneori limbajul pe care unii îl utilizează în adresa autorităților. Nu pentru că eu sunt un mare fan al autorităților pe care le avem, dar totuși consider că e bine, în special în momente ca acestea, ca noi să oferim acel sprijin moral de care i-au nevoie. Eu am umblat pe coridoarele puterii, știu ce înseamnă această responsabilitate, chiar și atunci când erau vremuri de pace, în sensul că era libertate de plină, eu nu îmi permiteam și nu e în stilul meu să utilizez un limbaj de ăsta caustic, un limbaj agresiv, să atac persoana. De fiecare dată mă țin de un principiu care mi se pare creștin, atacă problema și nu persoana. Dacă există o problemă, haideți să o discutăm, să identificăm care ar fi soluțiile pentru această problemă, fără ca să recurgem la atacuri calomnioase, atacuri la persoane. Dar așa cum vă spuneam, văd că lucrul acesta continuă, nu știu dacă în spațiul nostru politic, în, să zic așa, în contextul în care suntem noi, vom reuși să ajungem la o mai bună înțelegere în societate, o înțelegere între cei care sunt aleși, cei care aleg. E o dilemă mai veche, să vedem din nou. Eu unele lucruri le regret, dar personal încerc să, dacă chiar și ofer o anumită notă critică, din nou ofer așa cum ne învață cuvântul, să fii credincios adevărului în dragoste, adică să-l spui cu respect, să-l spui cu un singur scop, scopul de a ajuta și scopul de a soluționa o problemă, în loc să vii să ataci o persoană, să o denigrezi, să contribuie de fapt la această luptă politică permanentă pe care nu va avea niciodată sfârșitul. Dar din nou, în acest context politic, mi se pare că noi ar trebui să fim mai atenți cu limbajul pe care îl folosim, cu aprecierile pe care le dăm celor care sunt astăzi în funcții de conducere a țărilor noastre. Bun. Așa trebuie să facem și în special noi cei care suntem creștini ar trebui să fim un exemplu și pentru cei din jurul nostru. E greu de făcut managementul unei crize. Oricare ar fi ea, în condiții de criză, de mult zgomot, ca să spun așa, care vine de peste tot. Fiecare vrea ceva, fiecare se plânge de ceva, fiecare are nevoie de ceva. E greu să-i mulțumești pe toți. Și atunci, tot aceste nevoi, neliniști, temeri, nasc conflicte, critici și mai mult chiar câteodată limbaj licențios și nu ar trebui să ne caracterizeze lucrul acesta. Și politicienii, și conducătorii sunt tot oameni care și ei la fel greșesc ca și noi și câteodată trebuie să fim mai înțelegători, mai plini de dragoste și mai cu inima plină. Da, așa este. Eu, în activitatea mea politică, m-am străduit să construiesc poduri. Adică eu niciodată n-am fost membru al vreunui partid politic, deși am în spate aproape 14 ani de activitate politică. Nu am fost membru al vreunui partid, pe de parte, ca să nu fiu o piatră de poticnire pentru mulți frați și surori din comunitatea evanghelică, pentru că partidele au o asociere cu trecutul comunist, de altă parte, ca să am mai multă libertate în comunicare. Deși am făcut parte dintr-o fracțiune politică, adică am mers pe lista unui partid politic, cât timp am fost în Parlament, am încercat să trec aceste bariere, adică să fiu perceput ca un om al lui Dumnezeu, să fiu perceput ca un om care
are anumite valori și încearcă să promoveze aceste valori. Și asta m-a ajutat. Adică și acum, dacă mă duc în Parlament, eu pot să mă salut practic cu toți, de la dreapta la stânga. Nu am aceste bariere pentru că m-am condus de acest principiu de care vă spuneam un pic mai devreme. Atacă problema și nu persoana. Atunci când atacăm persoanele, noi ridicăm ziduri între noi și asta nu ne ajută. Haideți mai degrabă, așa cum spuneam, să construim anumite poduri, să încercăm să identificăm soluții la problemele care ne confruntăm în loc să ne atacăm unii pe alții, pentru că în final pierdem cu toții. În lupta asta pentru libertate și democrație putem ajunge la o realitate cât piatră pe piatră nu va rămâne nici din libertate, nici din democrație. E nevoie să ai și aici anumite linii roșii, e nevoie de o etică și în spațiul politic. Din păcate, uităm de acest lucru și foarte mulți politicieni uită de acest lucru. Noi suntem un model, oamenii se uită la noi. Și în spațiul politic e nevoie, repet, de această morală și etică dacă vrem să prosperăm ca și națiune. Vă mulțumim că ne-ați confirmat încă o dată acest mod de a trăi, practic. Este un stil de viață ce ne-ați povestit dumneavoastră și pe care toți ar trebui să-l adoptăm. Continui cu o întrebare legată de tema emisiunii și anume despre demnitatea umană. Și aici mă refer la demnitatea umană încă din primele momente ale vieții, aș spune. Reamintesc prietenul nostru care ne ascultă că dumneavoastră ați avut o bogată activitate și o aveți în continuare, odată prin misiunea de slujitor al Evangheliei și apoi prin ceea ce faceți de a apăra viața de la concepție până la moarte naturală. Și vă aduc în atenție o discuție care a fost săptămâna trecută în mediul online și anume o decizie a Organizației Mondiale a Sănătății și vreau să o citez. De fapt, o declarație a purtătorului de cuvânt care spunea așa că în ciuda epidemiei de COVID-19 și a tuturor restricțiilor, clinicele care fac avort ar trebui să rămână deschise și nu închise. De ce? Pentru că avortul este considerat un serviciu esențial al societății pentru noi cei de rând. Deși alte clinici, spitale mari, care ar trebui să opereze în vremea aceasta, să facă tot felul de intervenții. Sunt o grămadă de pacienți în București și în țară, în România, de exemplu, care așteaptă intervenții chirurgicale și pe care nu le mai pot face acum datorită restricțiilor și prioritizării altor cazuri mult mai urgențe, cum sunt cele de COVID. Practic spune că purtătoarea de cuvânt spunea doamna Antonella Levalenti, numele dumneai, și spunea așa, că alegerile femeilor și dreptul la sănătate sexuală reproductivă trebuie să fie respectate în ciuda epidemiei de COVID-19. Vă dați seama, pe de o parte ne zbatem să apărăm viața, să salvăm cât mai multe vieți de la acest virus, care a omorât deja foarte mulți oameni în lumea aceasta, dar pe de altă parte, Organizația Mondială a Sănătății, acea mare entitate care, prin definiție, ar trebui să apere viața, este preocupată foarte mult de această politică de promovare a întreruperilor de sarcine. Cum vi se pare această abordare a organizației OMS? Evident că este o recomandare foarte regretabilă. Adică, în situația în care cele mai multe drepturi sunt restrânse, așa cum spuneam mai devreme, din cauza împrejurărilor prin care trecem noi, se simte o componentă ideologică puternică. Adică progresismul nu vrea să renunțe la unul din lucrurile care pentru ei este extrem de important și e și un paradox. Adică, cum spuneam, singurul drept absolut este dreptul la viață. Și insistă să fie păstrat un drept care atentează la viață. Adică viața este viață, din momentul conceperii până în momentul când îți dai ultima suflare. Evident, avem aceste divergențe, așa cum spuneam, de ordin valoric și de ordin ideologic. Cum definim viața? Care e momentul când poți spune că deja ai în față viață umană?
E o discuție care se duce de mult timp și regretăm că cei care au o abordare liberală și progresistă nu vor să înțeleagă acest lucru, dar e o componentă ideologică. De aceea, repet ce spuneam, este regretabil că Organizația Mondială a Sănătății insistă pe o dimensiune ideologică, pe o dimensiune legată de un drept la care de fapt nu este formulat în mod expres nici în declarația Organizației Națiunilor Unite pentru drepturile omului, dar nici în Convenția Europeană pentru drepturile omului. Dreptul la avort nu este un drept exprimat în mod expres în aceste convenții. Dacă dreptul la exprimare, dreptul la libertate religioasă, dreptul la întrunire, sunt drepturi formulate în convenții, acest drept măcar nu este formulat în mod expres în convenție, dar ei insistă asupra păstrării lui, ceea ce, repet, denotă o influență și un lobby ideologic foarte puternic. Nu putem decât să regretăm acest lucru, că în această vreme de pandemie se insistă pe lucruri care contravin valorii supreme, care este viața. Pentru că în viață, mai scump ca viața, nu există nimic. Altceva nu cred că aș putea să comentez decât să-mi exprim profundul regret pentru această declarație făcută de purtătorul de cuvânt al Organizației Mondiale Sănătății. Organizație respectabilă, cu multe așteptări din partea noastră, cum am spus mai devreme. Și mai sunt și alte exemple. Citeam săptămâna trecută o știre de la New York, de exemplu, în care activiștii LGBT atacă spitalele de campanie montate de creștini. Și aici este, știți, Samaritan Purse, Micul Samaritan, organizație condusă de Franklin Graham, au montat mai multe spitale de campanie, spitale de campanie tocmai pentru a ajuta cazurile grave de COVID-19. Și aici au fost tot felul de comentarii negative doar pentru faptul că spitalele respective sunt organizate, sunt montate, sunt suportate din banii creștinilor, ca să spun așa, cu resurse de peste tot. Da, este adevărat. Adică am văzut și eu aceste știri. Franklin Graham, care conduce Samaritan Purse, este cunoscut pentru poziția lui biblică, o poziție conservatoare atunci când este vorba de viață, atunci când este vorba de familie, ca o uniune dintre soț, adică un bărbat și o femeie, soț și soție. Și asta a generat, nu este prima oară când comunitatea LGBT își exprimă nemulțumirea și chiar procede la atacuri împotriva organizației Samaritan Purse și personal al lui Franklin Graham. Dacă nu greșesc, anul trecut a fost anulată o evangelizare care trebuia să aibă loc, nu știu, în Marea Britanie. În patru orașe din Marea Britanie, cauza acestei campania... presiuni făcute de comunitatea LGBT. Deci, dar în cazul dat e un pic diferit, adică pentru mine e mai mare regretul față de declarația făcută de purtătorul de cuvânt al Organizației Mondiale a Sănătății. Poziția LGBT este cunoscută, ei sunt societate civilă, adică e un segment al societății care susține aceste valori în opinia lor, care nu sunt valori în opinia noastră, sunt pseudovalori în opinia noastră, dar e o poziție a unui segment a unor organizații neguvernamentale. Nu este vorba de o poziție oficială a autorităților. Eu m-am bucurat, spre exemplu, auzind pe președintele Statelor Unite, Donald Trump, vorbind foarte elogios și în cuvinte foarte bune despre Franklin Graham, despre ceea ce face el în statul New York, a apreciat ajutorul pe care Samaritan Purse îl oferă Statelor Unite ale Americii, adică guvernelor statelor, guvernelor locale, vine în ajutorul combaterii acestei pandemii și chiar mi-a plăcut o frază pe care Donald Trump a repetat-o de două sau trei ori. He loves Jesus, he loves Jesus. Adică Franklin face lucrul acesta pentru că el îl iubește pe Iisus. Și sunt, eu cred că absoluta majoritatea societății, chiar dacă
sunt mulți dintre ei care se consideră seculari, ei apreciază acest efort pe care îl depune Franklin Graham, Samaritan Purse, în a-i ajuta pe oameni. Segmentul LGBT nu este un segment așa de mare, dar este un segment foarte vocal și cu regret mass media, orice semnal din partea lor îl mediatizează și asta îi încurajează pe ei la asemenea acțiuni care sunt niște acțiuni din nou, regretabile și nesăbuite, adică de ce te-ai împotrivi unui lucru bun doar pe motiv că fondatorul sau organizația în cauză susține anumite valori care tu nu ești de acord. Până la urmă trebuie să ne unim eforturile în aceste vremuri de pandemie dacă vrem să-i ajutăm pe oameni, se organizează, adică se construiesc niște spitale de campanie, sunt investiți bani, se cumpără echipament medical, se cumpără echipament de protecție, spaturi, tot ce este nevoie. Adică e un lucru care, eu repet, m-am bucurat că poziția oficială a Guvernului Statelor Unite este foarte favorabilă. Ei susțin ceea ce face Samaritan Purse. Ceea ce spune LGBT și ceea ce face LGBT nu face decât să arată care este adevărata lor esență. Ei nu sunt preocupați de binele oamenilor, sunt preocupați mai mult din nou de agenda lor ultra-progresistă, o agendă care în esență este foarte anticreștină. Cu siguranță și nici în vremurile acestea de strâmtorare, de urgență maximă, nu renunță la agenda lor. Asta este ciudat, asta mi se pare strigător la cer. În momente de criză, oamenii se mai liniștesc, se mai calmează, se mai uită la ei înșiși, se mai analizează, își mai schimbă prioritățile. Nu, în zona aceasta progresistă... E nevoie să vezi lucrurile care te unesc. Adică dacă, chiar dacă avem poziții total diferite pe anumite aspecte, dar când este vorba de a construi un spital, când este vorba de a întinde o mână de ajutor celui bolnav, celelalte diferențe trebuie să treacă așa într-un plan secund sau nici nu trebuie abordate. Adică nu contează. Intenția lui Franklin Graham și a Samaritan Purse este să ajute statul New York pentru că ei astăzi sunt cei mai afectați de această epidemie. Așa este. Așa este și vom vedea ce se va întâmpla în continuare. Și în America cazurile cresc și o luptă continuă cu acest virus în continuare. Înainte de a ne apropia de încheiere, și aș vrea să vă mai pun o întrebare. Ne întoarcem puțin la latura spirituală a lucrurilor. Ce credeți că ar trebui să învățăm noi, creștini și necreștini, din tot ce se întâmplă în vremurile acestea? Ce ar trebui să se schimbe în noi? Și aici mă refer la relația noastră cu Dumnezeu, la relația dintre noi. E ceva care credeți că ar trebui schimbat? Eu cred că sunt mai multe lucruri care urmează să fie schimbate. Poate astăzi e prematur să tragem concluziile. Încă nu știm când se va termina această. După ce ea se va termina, vom fi în poziția de a formula mai bine lecțiile și concluziile pe care le-am însușit de-a lungul acestei crize. Dar dacă mă refer la comunitatea creștină, în special la comunitatea creștină evanghelică, un lucru pe care trebuie să-l învățăm este să ne păstrăm pacea, calmul, liniștea și încrederea în Dumnezeu. Nu ar trebui să ne lăsăm clătinați de teorii conspiraționiste, de tot felul de interpretări apocaliptice. Trebuie să fim siguri că Dumnezeu este în continuare pe tron. Evident, menționam într-unul din mesajele mele nu de mult, aceasta nu înseamnă că trebuie să devenim iraționale. Adică nu îmi place nici cealaltă extremă când cineva ignoră această realitate care ne confruntăm ca și cum iar fi una așa neserioasă, adică cineva a înscenat totul și noi ne-am speriat de nu știu ce. E o realitate care totuși stârnește îngrijorări, se cer măsuri de precauție, adică se cer o atitudine serioasă, dar nici într-un caz nu ar trebui să alunecăm în panic, să ne lăsăm așa copleșiți de frică, ziceam într-o
mesaj care l-am înregistrat zile trecute. Când frica bate la ușă, nu te grăbi să-i deschizi, nu o invita acasă și nu o pune la masă. Mai cu seamă nu o pune în capul mesei. Adică un lucru pe care trebuie să ne învățăm încă o dată, să rămânem calmi în mijlocul furtunii. Fraza aceasta a Domnului Iisus este așa de relevantă. Când ucenicii s-au speriat, corabia era asaltată de valuri, de vânt puternic, li se părea că se răstoarnă corabia, se neacă, și el a adresat această întrebare așa de frumoasă: de ce vă este frică, puțin credincioșilor? Iar în versiunea Evanghelistului Marcu zice: pentru ce sunteți așa de fricoși? Unde vă este credința? E un test al credinței noastre și noi trebuie să trecem cu bine acest test al credinței în aceste vremuri de încercare. Să fim o mărturie bună pentru cei din jur. Să nu cădem cumva așa din nou pradă unor teorii care ne depărtează de la adevăr. Deci să fim credincioși lui Dumnezeu, să fim așa cum El vrea să fim, să fim lumină. Pentru că la aceasta suntem chemați. Și mai seama în aceste vremuri când întunericul așa e de dens, se cere ca noi să fim lumine. Dacă mă refer la ceilalți, eu sper că și ceilalți să învețe lecția că noi nu putem să ne bazăm doar pe rațiune și știință. Sigur, rațiunea joacă un rol extrem de important, dar vedem că lumea cu toată rațiunea ei, cu toate descoperirile ei, poate fi îngenunchiată, devine neputincioasă în fața unor epidemii cu care suntem în față. De aceea, dimensiunea aceasta, să zic așa, dimensiunea care depășește spațiul și timpul, o dimensiune escatologică, o dimensiune care trece dincolo de existența noastră, pe care noi o numim, de fapt, relație cu Dumnezeu, este importantă. Oamenii trebuie să înțeleagă lucrul acesta, că e nevoie în toate domeniile vieții, fie că e vorba de domeniul social, fie că e vorba de cel medical, fie că e vorba de educație, fie că e vorba de politică, e nevoie peste tot de o dimensiune morală, e nevoie de prezența lui Dumnezeu. Fără a avea la bază acele valori morale, ca și societate, ca și comunitate, ca și umanitate, noi nu vom supraviețui. Deci e o lecție pe care eu cred, aș vrea, mi-aș dori foarte mult, ca foarte mult să însușească această lecție, care este așa de evident acum. Adică tu să poți să opri din mersul cele mai puternice state din lume, cele mai universități cu renume, nu sunt în stare să ofere răspuns la această epidemie cu care ne confruntăm. Deci aceasta arată neputința noastră. Ori neputința noastră trebuie să ne arate nouă că avem nevoie de o altă sursă, o sursă supranaturală, o sursă pe care de fapt noi numim Dumnezeu și avem nevoie de relație personală cu Dumnezeu. Deci păstrarea lui Dumnezeu în ecuația vieții este un imperativ. Eu aș vrea lucrul acesta să-l însușească toți ateii, toți materialiștii, toți cei care astăzi sunt progresiști, se mai numesc, să înțeleagă că dacă noi îl eliminăm pe Dumnezeu din ecuația vieții, noi ne vom confrunta și în continuare cu întrebări existențiale foarte și foarte serioase. Viața este cea mai mare valoare pe care o avem în viață, ea trebuie prețuită, Dumnezeu ne-a dat viața. Nu sunt de acord și cu altă interpretare care spune că Dumnezeu a trimis acest rău. Dumnezeu este bun. Dumnezeu în esență este dragoste. Dumnezeu a îngăduit acest rău, dar răul pe care sau cu care ne confruntăm este până la urmă un rezultat al activității noastre umane. Activitate care a neglijat, a ignorat, a încălcat o mulțime de percepte divine pe care le avem. Dacă normele morale și etice s-ar fi păstrat în toate domeniile, noi nu ne-am fi confruntat cu asemenea situații cu care ne confruntăm astăzi. Dar, din nou, revin la ceea ce spuneam, eu cred că urmează să vedem sau să tragem concluzii, mai multe concluzii, după ce epidemia se va încheia. Prin moment, ăsta e mesajul pe care încerc să-l transmit tuturor. Domnul Iisus a spus așa de frumos în Evanghelia după Ioan: să nu vi se turbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Sunt niște cuvinte care trebuie să ne aducă mai multă liniște, încurajare și speranță că vom depăși și această situație cu care ne confruntăm astăzi. Mi-ați anticipat întrebarea. Aș vrea să vă rog la sfârșit să spuneți un verset ca o încurajare pentru
cei care ne ascultă și pentru cei care se vor uita, bineînțeles, și la înregistrare. Aș vrea să mai repetați o dată ultimul verset pe care l-ați citat. Da, este Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 1, unde Domnul Iisus spune să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Și apoi în versetul, dacă nu greșesc, 27 și 28, el iar reia această temă și zice, vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu așa cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima. Deci fraza să nu vi se tulbure inima e folosită de două ori, e un cuvânt atât de relevant pentru noi astăzi și soluția pe care ne oferă Domnul Iisus este credința în Dumnezeu și credința în El, Fiul lui Dumnezeu. Dacă nu greșesc, Martin Luther a spus această frază, când frica bate la ușă, trimite credința să-i deschide. Când bate la ușă un necaz, când bate la ușă, iată, un virus, o epidemie, haideți să trimitem credința să-i deschide. Avem nevoie de credință, avem nevoie de încredere de plină în Dumnezeu și, evident, să ținem la, dacă tot ați spus, demnitatea umană în vremuri de criză. Pentru că atunci când vorbim despre demnitatea umană, noi, de fapt, avem în vedere valoarea vieții umane. Valoarea vieții umane prin prisma faptului că noi suntem ființe create de Dumnezeu, ființe create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Asta e elementul care nu-l acceptă sau îl resping cei care, nu, de fapt, nu vor să accepte existența lui Dumnezeu. Un om care se uită la ființa sa, la propria sa ființă, se uită la aproapele său prin prisma acestui cuvânt, prin prisma acestui concept fundamental. Eu sunt o ființă creată de Dumnezeu. Sunt creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Când atentezi la cineva, tu atentezi de fapt la Dumnezeu. Asta e demnitatea umană. Asta e esența a ceea ce Biblia spune de pe prima sa pagină, din primul său capitol. Deci Biblia se începe cu acest element conceptual fundamental pentru noi, pe care trebuie să-l înțelegem și niciodată să nu-l uităm. Suntem creația lui Dumnezeu. Suntem lucrarea mâinilor lui Dumnezeu. Deci ăsta e, din nou, e un element fundamental pe care trebuie să-l însușim și asta trebuie să fie. Apropo, vorbim și despre diaspora, că am avut și aici un video în care a menționat Apostolul Iacov spune legea împărătească. El e singurul care folosește această expresie, zice legea împărătească, să iubești aproapele tău ca pe tine însuți. Noi suntem chemați să transmitem, să emanăm această dragoste pentru că Dumnezeu ne-a iubit. Face parte din demnitatea noastră umană. De aceea discuțiile care au loc azi în societate față de conaționalii noștri, să se întoarcă, să nu se întoarcă acasă, trebuie să reiasă din acest percep biblic, din această lege împărătească. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, pentru că Dumnezeu m-a iubit pe mine și a făcut totul ca eu să am viață și nu doar viață aici, dar și viață veșnică după ce voi pleca de pe acest pământ. Domnule pastor, vă mulțumim foarte mult pentru mesajul dumneavoastră din seara aceasta. A fost o discuție foarte încurajatoare, atât pentru noi în studio, cât și pentru cei care ne-au urmărit. Și aș vrea să vă spun că e prima dată când sunteți cu noi, dar cu acordul dumneavoastră vom mai invita și în alte emisiuni. Probabil aș dori să continuăm cu o altă emisiune în preajma Paștelui, în preajma Învierii, pentru că aș vrea să luăm pulsul sărbătorilor, a ceea ce înseamnă poate cea mai mare sărbătoare a creștinătății, Învierea Domnului Iisus, din diverse locuri din lumea aceasta, unde sunt comunități românești, unde sunt români și unde, spunem noi, bate o inimă de român și curge sângele acela înfierbântat, știți? Și aș vrea să luăm mai multe păreri și la cald, așa, să vedem cum trăiesc creștinii români învierea Domnului pe diverse meridiane ale lumii. Vom face o emisiune de asta în care vom invita mai mulți slujitori din mai multe confesiuni și vom discuta și vom vedea cum românii sărbătoresc învierea Domnului într-un context mai special anul acesta. Vreau să vă mulțumesc și, în primul rând, vă doresc multă sănătate dumneavoastră, familiei dumneavoastră, nepoților, că știu că sunteți bunic, a spus lucrul acesta, și mai mult celor care
fac parte din turma pe care o păstoriți la biserica dumneavoastră și celor care vă ascultă pe toate meridianele. Știu că materialele dumneavoastră, video, sunt vizionate de foarte mulți oameni și vă mulțumim că faceți lucrul acesta și că aduceți încurajare și bucurie și pacea și curajul, credința să vă însoțească și pe dumneavoastră și pe toți ai dumneavoastră acolo unde sunteți. Vă mulțumim mult! Și eu vă mulțumesc foarte mult, vă doresc multă sănătate, o seară binecuvântată și cu plăcere sper să ne mai revedem așa, în spațiul acesta virtual ca să putem comunica și să ne putem încuraja unii pe alții. Dumnezeu să vă răsplătească pentru munca frumoasă pe care o faceți. Vă mulțumim mult și știu că acolo la Chișinău vă rugați și pentru noi, pentru echipa ProDocens. Avem nevoie de rugăciune și împreună încercăm să ducem mai departe ceea ce noi astăzi am spus foarte frumos la început. Lumina. Dacă sunt în lumea aceasta, trebuie să fiu lumină și să o dau mai departe. Stimați prieteni, vă mulțumim și în seara aceasta ați fost cu noi. L-am avut invitat pe domnul Valeriu Ghirețchi, un om deosebit, un om implicat atât ca slujitor cu Evanghelia, cât și în lumea politică, cu experiență vastă. Vă mulțumim și vă așteptăm mâine seară la o nouă emisiune împreună cu un alt invitat special. Veți fi o surpriză, așa că vă rog, fiți cu noi și mâine seară. Cu respect și cu mult drag vă spun la revedere și Dumnezeu să vă binecuvânteze.